La dimineața. O stare foarte bună. Și eu am o stare foarte bună, dar să vezi cum este săptămâna, pentru că am intrat în perioada marilor retrogradări, așa o ține până la final de august, și vom avea tot felul de evenimente și emoții, când înainte, când înapoi, pentru că sunt multe retrograde, dar principiul care se activează în această săptămână este acela al libertății de conștiință. Și mulți dintre noi se pot simți constrânși în acest moment de angajamente scrise sau morale pe care și le-au luat față de diverse persoane și care creează un cadru obligat de manifestare. E, ideea este, spargem barierele sau nu, este un proces mai lung, se va finaliza spre sfârșitul lui august, deci nu trebuie neapărat să luăm acum deciziile cele mai importante, dar procesăm toate informațiile și toate datele și vedem dacă contractul în care suntem prinși, angajamentele diverse, parteneriatele de tot felul, inclusiv cel conjugal, corespunde libertății noastre de conștiință sau nu. Dacă ne-au fost mulse niște promisiuni și acum suntem obligați să le ținem, deși nu ne-am dat acordul liber și prin liberă consimțire, sau dacă suntem oamenii datoriei, dacă asta într-adevăr ne exprimă conștiința. E un proces foarte anevoios, lung. Iar această săptămână cu două planete în leu, peste punctul de destin, sigur că ne angajează viitorul. Dacă stăm în acest punct, dacă continuăm așa cum a mers până acum, sau dacă schimbăm și spargem barierele. O să fie mult de vorbit și în săptămânile următoare, pentru că lucrurile nu se decantează în această săptămână. Din câte înțeleg, trebuie să cântărim pentru săptămâna viitoare oportunitățile cam cu frâna de mână trasă. Cam cu frâna de mână trasă, da, și să nu ne grăbim. Sfatul astrologic ar fi să nu ne grăbim să luăm decizii, pentru că este un proces în derulare și nu știm ce informații vin, ce trăim, ce discuții avem, cu ce informații vin ceilalți, de care trebuie să ținem cont în decantarea tuturor datelor, și sfatul meu ar fi să fim prudenți, așa încât, dacă se poate, cu cărțile pe masă, este un joc al marilor sincerități care ne angajează și imaginea publică. Toată lumea află despre toată lumea lucruri sau alegerile pe care le facem au un impact asupra piaților noștri și a colectivității din care facem parte, trebuie să ne asumăm lucrul ăsta indiferent ce alegem în final.